suntem ok. Am plecat de aici, din Păușa, da, din Păușa am urcat, mașina am urcat pe lângă cabana Valea Mărului, frumos, apoi am urcat puțin prin Poieniță, în dreapta s-a făcut Poienița cu Mănăstirea Strănișoara, imediat am făcut un colț aici și suntem exact undeva la intrare. Aici, da, în zona, exact, asta. În zona asta, la intrare. Strănișoara, mănăstirea, da, este în spatele, da, în nostru. Spatele nostru acolo, da. Și noi și vrem să ajungem tocmai sus. Sus, la cabană. La cabană. La de cabană. Aici se vede doar releu. Numai releu, da. Numai releu și în spate este cabana. Așa. În spate și este ajungem cabana. Sus. Releu, practic, este ciuha mică. Da. Da, cu 1629 și dincolo de cabană, practic, e vârful Cozia sau ciuha mare cu 1668 de metri, dar nu se vede de aici, de la cabană se vede vârful. Da, dar da, știi că nu suntem singuri pe traseul ăsta, nu? Sunt și telespectatorii. Păi noi am salutat, nu nimic. Oh, dar bine v-am găsit! Salut! Suntem, cred că v-ați dat seama, în Parcul Național Cozia. Așa, da, cum spuneam, Mănăstirea Strănișoara este în spate și lângă mine prietenul nostru, Ovidiu. Salut, mă bucur să vă... ghidul nostru de astăzi. Da. Am spus unde ajungem, undeva pe la 1668 de metri, vârful Cozia. Da, sper, da, să ajungem, sper până să acolo. Ajungem, dacă sper nu până la cabană. Da, până la cabană cu siguranță ajungem. O să ajungem, da, da. Am plecat dis de dimineață din Craiova și eu zic să ne grăbim că cred că ar fi cazul. Da, acum am întârziat un pic. Da, deja. Și ne-am făcut și o mică prietenă. Da? Nu știu cum o cheamă, dar este dornică de mângâiat. Caută să fie alintată și răsfățată. Miau. Când ai venit prima dată, Ovidiu, pe acest traseu? Păi, dacă nu mă înșel, în 1995. Deci sunt ceva 20 de ani. Da, da. 95-96, da, în jur de 20. Știi că de se leagă lucrurile, pentru că eu în 1995 stăteam în casa bunicilor din Cozia, aproape de Mănăstirea Cozia, și mă uitam așa spre releu, pentru că asta se vede de acolo de jos, și mă gândeam oare cum e acolo sus. Iată că după 20 de ani aflu eu. Tu deja ai împlinit 20 de ani de când, da, vii pe traseul ăsta. Da. E un traseu drag mie și masiv, este un masiv drag mie, pentru că practic începuturile mele au fost și cu Parcul Național Cozia. Și aici e ceva aparte, nu știu de ce, tot timpul acest masiv m-a atras. Are ceva aparte, pe lângă faptul că e mănăstirea, în fiecare anotimp este ceva deosebit. Am venit și primăvară, și vară, și toamnă, acum suntem toamna și iarna. Da, nu știu câți dintre cei care tranzitează Valea Oltului își ridică privirea și spre acest munte minunat, pot să spun. N-am ajuns până acolo sus. Astăzi vom ajunge cu voia lui Dumnezeu, pentru că trebuie să amintim, nu? Avem aici o mănăstire și, da, cam toate se întâmplă cu voia lui. Ne gândeam în această dimineață să dedicăm tura asta. Da. Propunerea, da, a venit din partea ta. Da. Chiar aș dori să dedic această tură tuturor eroilor și victimelor din colectiv din data de 30 octombrie 2015 și cel puțin cu atât să putem face pentru cei care nu mai sunt și unde sunt acolo să fie bine. Dumnezeu să-i odihnească și suntem alături și de cei care sunt în viață, de familiile, da, lor. Da, un moment trist care s-a întâmplat în România și noi vrem să dedicăm, practic, această tură. Da. Cei care te cunosc din Craiova știu că faci parte și dintr-o formație, dintr-o trupă rock. Da, da, da. Și
De asta am zis că cu ocazia acestei ieșiri m-am gândit, sper să fac și mai multe lucruri, dar m-am gândit că prima ocazie pe care mi se ivește în cale să o dedic tuturor celor care și-a pierdut viața și celor care încă mai încearcă să supraviețuiască. Pentru ei, pentru toți cei de acolo fac această tură, să știți. Timpul trece. Da, ziua e scurtă. Ne plecăm, avem bețele de luat. Da. Nu știu dacă va veni și pisoiașul cu noi. Pisica, de fapt. Da, e... Vedeți că stă la cadru, da? Da. E un semn bun. E un semn bun. Că ne-a întâmpinat cu... Așa, căldură. Cu căldură. Da. Pa, mițule. Haideți, da, să nu rămâneți în urmă. Acolo sus ajungem. Am intrat în al 7-lea an de călătorii, Ovidiu, și pot să spun că este unul dintre cele mai frumoase trasee, cel pe care l-am făcut astăzi. Mai avem puțin și vom ajunge la cabană. Priveliștea este absolut superbă și aș vrea să ne-o descrii, să le spunem și celor care ne privesc acum și care n-au ajuns niciodată aici, ce pot vedea. Masivul Cozii este un, pe lângă faptul că este un masiv drag mie, poate să dezvolue foarte multe trase pentru cei care merg pe munte și nu numai. Și este un parc național care are foarte multe de oferit. Pe lângă priveliști și faună și floră, eu cred că te încarcă foarte mult și spiritual. Cu siguranță și de altfel orice potecă de munte, nu? Până la urmă te încarcă pozitiv, te face să te detașezi de traiul zilnic până la urmă și îți dă așa o stare de euforie, de bucurie, te împlinește la propriu, pot să spun asta. Absolut, da. Da, așa este, e ceva extraordinar și de fapt muntele în general îți creează această stare. Dacă ar fi să-l caracterizezi, ești în împărăția stâncilor. Da, da.
și te poți bucura de frunzele acelea ruginit de toamnă în pădurea aceasta frumoasă a Coziei. Și trebuie să spunem totuși că este, noi ne-am tras nițel sufletul și este un traseu greu. Da. Pentru cei, da, pentru tine nu. Nu neapărat. Și pentru mine a fost la început greu și nu l-am simțit ca pe ceva. Cum ai văzut la început traseul ăsta? În urmă cu 20 de ani, că așa îmi spuneai jos, da. Nu la mănăstire. Da. La a fost o provocare pentru mine și o experiență mai mult decât plăcută. Și m-am bucurat foarte mult cu fiecare pas pe care l-am făcut pe traseul ăsta. M-am bucurat pentru că mi-a oferit acest traseu și masivul Cozia în general mi-a oferit o stare de bine tot timpul, absolut. N-am simțit că fac un efort așa supraomenesc, chiar dacă fizic într-adevăr faci un efort. Dar m-am simțit și atunci și de fiecare dată când vin aici și acum mă simt extraordinar. Adică încărcătura emoțională și energia pe care mi-o oferă masivul și traseul și în general muntele mă face să de fiecare dată să încarc bateriile și de fiecare dată să abia aștept să revin aici în munte. E de altfel un traseu pe care l-ai parcurs, cred că poți spune, fiecare anotimp? Da. Traseul ăsta l-am făcut, cred că e singurul masiv din țară pe care l-am făcut în fiecare anotimp. A fost, nu mi-am propus lucrul ăsta, dar a fost, așa a fost să fie. Cum a fost în urmă cu 20 de ani și cum îl vezi acum? Vreau să spun că m-aș întoarce de fiecare dată, indiferent de starea mea, de vârsta mea, de eu știu de ce se întâmplă în viața mea, m-aș întoarce de fiecare dată cu plăcere și cu bucurie pe acest traseu. Ne povesteai pe traseu că ai parcurs de foarte multe ori acest traseu cu prietenii tăi și că erați o gașcă mare, frumoasă. Am început cu o gașcă de prieteni foarte dragi, acum în jur de 20 de ani. Și am mai rămas puțin din acea gașcă, fiecare am început să a mers pe drumul lui și ne întâlnim foarte rar, dar de fiecare dată când ne întâlnim ne aducem aminte cu drag și cu bucurie de acest traseu și de amintirile pe care le avem parcurgând acest traseu și la cabană și e ceva frumos, de asta mi-e drag. Pentru că mi-ai amintit de cabană, sunt tare curioasă să-mi spui cum arată așa cabana, câte camere sunt acolo, cine e de serviciu astăzi, pentru că știu că păstrezi legătura cu da, cred cei că de la cabana. Da, este Mariana acum de serviciu, ei fac în schimburi cu două săptămâni cu celălalt cabanier, mă rog, respectiv cabanieră. Și sunt niște oameni minunați, ca și acum 20 de ani. Deci te întâmpină cu plăcere, se simt bine când vin oaspeții și le calcă pragul. Recomandă tuturor celor care le calcă pragul trasee, îi fac să se simtă bine, ca la ei acasă chiar. Și cuțiii asta este. Ospătează, de exemplu, așa da, pentru că oricând găsești acolo un ceai cald, o ciorbiță caldă și foarte bună, făcută ca la mama acasă, găsești o cameră primitoare, călduroasă. Câte camere sunt? Dacă nu mă înșel, cred că sunt în jur de 10 camere. Cam așa. Sunt în jur de 10 camere cu paturi, câte 2, 3, 4 paturi, 5, 6, adică... Așa e la munte. Așa e la munte, da. Da. Nu poți să ai pretenția că te duci la un hotel de lux, bineînțeles. Când mergi la o cabană și mergi cu prietenii, important. Îți dorești să fii împreună cu ei și să împarți totul cu el, cu ei, de la mâncare până la noaptea aceea. Și sunt sigură că după traseul pe care l-ai parcurs, ai atâtea lucruri de povestit. Absolut. Nu poți să stai singur în cameră și să te gândești. Asta o faci acasă când te întorci și rememorezi toate stările frumoase pe care le-ai trăit acolo. Acolo când ajungi, te bucuri cu cei cu care ai călătorit, te bucuri împreună și împărtășești într-o cameră sau în cabană acolo la o chitară sau afară la un foc. Ce frumos! Ai făcut și lucrurile astea, nu? Bineînțeles. Ai avut parte și de experiența asta aici la cabană? Bineînțeles. Am făcut și revelioane, am făcut și... Chiar revelionul trecut, 2014-2015? Da, a fost un revelion. Cum a fost? Cum e iarna aici? Senzațional. Este ceva extraordinar și recomand să se vină aici. E o altă lume, eu așa văd. Un peisaj și... De bază. Spun, am adăugat eu de bază. De ce? Pentru că m-am uitat pe pagina ta și am văzut
câteva poze de acolo și este absolut superb. Deci imaginez cum e să vii. Dar nu e greu de parcurs traseul iarna? Nu, nu. Este un traseu destul de bun, bine marcat, cu mici pasaje mai dificile, dar nu atât de dificile încât să nu fie recomandat. Și cum ați făcut? Ați venit cu mâncarea în rucsac? E mult mai plăcut să mai vii și de acasă cu ceva, să simți gustul mâncării de la mama. Da? Da. Dar am mâncat și acolo. Da, cum să nu? Am parcurs tot traseul și ne făcea plăcere. Cu cât urcam, cu atât ne doream să ajungem sus și cu cât urcam, cu atât ne simțeam mai liberi și mai plini de viață, pentru că scăpasem de oraș, de tot ce e aici, agitație, da? și acolo efectiv te regăsești. Cum e să te trezești și să vezi, nu știu, soarele dimineața aici sau dacă nu, soarele, nu știu, cum se luminează? E o senzație de regăsire. Eu așa o văd. O senzație de regăsire. De regăsire a sufletului tău, a spiritului tău, a vieții tale, a tot ceea ce înseamnă tu pe pământul ăsta, efectiv. Pentru că, nu știu, cabana și locul unde este situată cabana oferă niște peisaje extraordinare, oferă un punct de a vedea și de a vizualiza și alte masive. În depărtare se vede Făgărașul, se vede Țara Loviștei, se vede Valea Oltului. Din păcate noi astăzi nu putem vedea Valea Oltului pentru că este în ceață sau sunt acești nori care sunt oricum mai joși. Dar exact. Muntele e acolo. Da, nicio problemă. Asta ne oricând. Face să mai revenim pe acest traseu, nu? Muntele și să acolo. Vedem și Valea Oltului. Da, da. În toată splendoarea ei. Sunt sigură că e frumos aici, așa cum spuneai, în orice anotimp. Și am observat că atunci când vrei să descrii un loc frumos, o imagine perfectă, parcă, nu știu, greu îți vin cuvintele. Mi-aduc aminte și pe drum acum, exclamam, wow, e superb, e frumos, ne plăcea foarte mult, dar parcă rămâi mut câteodată când vezi toată frumusețea asta. Da, cred că aproape oricărui turist și cel care merge pe munte, că-i turist, că-i alpinist, că-i nu știu cum să... Fiecare, e o denumire pe care fiecare și-o poate însuși. Are această senzație. Da. Cel puțin în prima parte a timpului când ajungi în niște locuri atât de frumoase, nu poți să-ți găsești cuvintele să descrii. Apoi când începi să te regăsești, ușor, ușor ai puterea de a descoperi, cel puțin prin cuvinte, locurile pe care le vezi, pe care le străbați, pe care le găsești acolo și îți creează o stare de bine. Starea asta de bine pe care nu prea o găsim pe aici, pe la noi, prin societatea asta. Acolo e altceva. Dar trebuie să recunoaște că în viață avem parte și de lucruri frumoase. Chiar dacă sunt ele mărunte, trebuie doar să le vedem. Absolut. Da? Și să nu vedem numai partea urâtă. Absolut. Și neagră. Da? Tu ești un norocos pentru că ai cunoscut muntele încă din copilărie și asta datorită părinților tăi, nu? Când mergeai pe Valea Prahovei și Da. Eu am mers cu familia și la mare și la munte. Mai mult a predominat muntele, e adevărat. Da. Și probabil de acolo am început să-mi placă, să merg pe cărări, să descoper noi zone pe unde puteam să mă duc. Așa ai cunoscut și foarte mulți oameni de-ai muntelui cu care ai păstrat legătura? Bineînțeles. Sau păstrezi și acum? Da. Foarte mulți oameni, pe munte găsești foarte mulți oameni deschiși, toleranți, oameni frumoși. E normal, acolo numai oameni frumoși. Da. Eu așa oameni văd. Frumoși, oameni care știu să întindă o mână de ajutor și ceea ce se pare normal. Și adică acolo nu se leagă niște legături mult mai puternice. Eu așa văd lucrurile și sunt în asentimentul multora celor care urcă pe munte. Se leagă niște legături mult mai puternice acolo sus decât aici jos. Acolo e altceva. Acolo ai decât natură. Natură, ai bunătate.
ai binecuvântare, pur și simplu. Mai în glumă, mai în serios, spuneam pe traseu că tu erai tot timpul cel care mergea înainte, erai deschizătorul de drumuri și la un moment dat mă simțeam de parcă ai fi cloșca cu puii, știi? Spuneam asta pe traseu, pentru că le spuneai, uite, o luați pe aici, aveți grijă la stâncă, aveți grijă la partea asta de grohotiș, vă țineți de sunt tot felul de frânghii din acelea care pot să te ajuți, nu? Să-ți facă urcușul mai ușor și în același timp spuneai, nu mai vorbiți. Da. Pentru că e normal, da. Consumă mult mai mult. E adevărat, depui efort. Dar nu eram impresionat de tot ceea ce vedeam. Așa este, așa. Și eu când am ajuns la începuturile mele pe munte, eram atât de extaziat și de impresionat încât, nemai având cuvinte, cu toate că nu e indicat pe munte, nu făceam decât altceva decât să zbier, să țip de fericire, efectiv de fericire. Dacă dai ani înapoi, când erați voi gașca aia mare de urcat de jos, de tot, nu? Cum am urcat noi de la Mănăstirea Stănișoara, ce ți-aduce aminte așa? Ce ți-a rămas în minte? Bucuria. Bucuria extraordinară. De a fi împreună, de a absolut, spății. Absolut. Bucuria, în general, bucuria de a... Bucuria asta pe care o simți când trăiești cu adevărat, când ai lângă tine persoane dragi, când vezi în față peisaje minunate, fără griji, fără probleme, dai la o parte totul. Acolo ești tu. Ești tu și natura. Acolo te regăsești. Și dacă iei acest lucru ca pe ceva care te încarcă, te ajută foarte mult, cu siguranță că revii acasă, lucrurile astea te fac să vezi altfel viața. De multe ori chiar pe foarte mulți oameni i-a schimbat și au... În bine. În bine, bineînțeles. Bineînțeles. Și au luat pe alte căi. Și asta e extraordinar. Treci mult mai ușor în viață, nu te mai încarci cu tot felul de prostioare sau... E absolut nu mai adevărat. Dai importanță. Normal. Acolo muntele te învață tot ceea ce este frumos și tot ceea ce este bun și benefic pentru tine. Acolo înveți pe munte și cum să faci un foc, acolo înveți și cum să-ți gătești ceva de unul singur, cum să pui un cort, cum să acorzi primul ajutor, de exemplu. Bineînțeles. Da, da, bine, asta ar trebui să înveți un pic mai înainte de a urca pe munte. Cum să respecti natura, da, fauna, flora. Da, n-am găsit foarte multe resturi pe traseu. Înveți, apropo de pe munte înveți geografie, înveți cum să comunici mai bine cu cei din jurul tău. Înveți ce înseamnă bunătate, ce înseamnă bucurie, efectiv. Pe la izvoare nu mai apare să mai omoare cât un ciocul. Unde s-au dus când au apus ani de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoanele, unde-s pumnalele, cai și frinte? Hai tu, cilor, băi! Nai, 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 nai. La ce altitudine ne aflăm aici? Suntem la 1547 și suntem între Ciuha Mare și Ciuha Mică, Ciuha Mare fiind Cozia 1688 și Ciuha Mică 1628. Ciuha Mică practic este ceea ce vedem noi de jos, ceea ce vedeam eu în urmă cu 20 releu, de ani da, și cu speram releu, să ajung aici pe vârf și iată că mi s-a împlinit acest vis, dar asta datorită ție. Pentru că este un traseu pe care, nu știu de ce, nu neapărat că l-am ocolit, dar am tot omis să-l facem, iar tu ai fost cel care să spui că acesta este un traseu pe care o tură, nu? Cum le numim noi, să fie o tură pe care trebuie să o arătăm telespectatorilor și acum am înțeles de ce astăzi și îți mulțumesc din suflet pentru toată această experiență și de-abia aștept să revenim, nu știu, la iarnă, de ce nu? Da, mă bucur și am insistat foarte mult pentru că știam, nu m-am înșelat. Recomandând un traseu de munte cuiva prin descrierea pe care l-am făcut. Până acum spuneam că munții mei preferați sunt Piatra Craiului, Buila Vânturarița, iar astăzi pot să adaug și Cozia. Cred că același lucru e și în cazul tău, absolut. Nu? Absolut. Cel puțin Buila Vânturarița și Cozia sunt nu neapărat că sunt mai aproape aici de noi, dar îmi sunt dragi pentru că am trăit mult mai multe momente mai intense, mai pe sufletul meu, decât poate în alte mațive, dar toți muncim, sunt dragi. Am pornit acest traseu cu gândul și cu sufletul la toți acei tineri minunați care, din păcate, nu mai sunt printre noi, s-au ridicat acolo în împărăția cerului, alături de Dumnezeu. Mă refer aici la cei care au murit în incendiu din colectiv.
și suntem alături de familiile lor. Sper că le va fi plăcut această tură frumoasă pe care noi le dedicăm, așa cum ai zis tu, la bun început. Da, asta, de fapt, cu gândul ăsta am pornit, să dedic această tură tuturor victimelor din colectiv și care sunt acolo sus și sunt mai sus decât noi și... Dumnezeu a avut nevoie de ei. Da, sunt mai sus decât așa noi și spune, trăiesc într-o țară mult mai frumoasă decât asta, cu siguranță. Dumnezeu să-i odihnească și noi așa încheiem de fiecare dată, cărări cu soare, nu? Cărări cu soare și cu... Așa cum am avut noi astăzi. Da, și cu multă bucurie și speranță. Să dea Dumnezeu!